Bună ziua, dragii noștri, din nou împreună la rubrica Cărți deschise, pentru minți deschise, o campanie frumoasă pe site-ul editurii Herald, Învățăturile maestrilor spirituali. Astăzi stăm de vorbă cu domnul profesor Teodoru Ghiondea despre ce este un maestru spiritual, aș spune din perspectiva creștinismului ortodox și mai ales din perspectiva isihasmului, făcând și o recomandare de carte. Este vorba despre Muntele Tăcerii în căutarea spiritualității ortodoxe de sociologul american de origine cipriotă, Kyriakos Markides, o carte publicată în colecția Spiritualitate Creștină, o carte care face parte din această campanie Învățăturile Maestrilor Spirituali. Și aș spune eu, o carte intens promovată, dar și o carte foarte, foarte solicitată de la apariția ei în urmă cu aproximativ un an și jumătate. Domnule profesor, ce înseamnă să facem o definiție a maestrului spiritual într-un cadru general și referindu-ne cumva la spațiul nostru și nu numai la spațiul nostru creștin-ortodox, ce este acela un maestru spiritual din perspectiva acestei tradiții spirituale creștin-ortodoxe? În general, atunci când vorbim despre maestru spiritual, este aproape imposibil să nu amintim două cărți fundamentale, apărute și la editura Herald, despre inițiere, despre partea aceasta cea mai delicată și discretă a tradițiilor, care se numește inițiere și practica inițiatică. Ea nu poate fi în niciun caz izolată sau separată de personalitatea unui maestru spiritual. Cele două cărți despre care este vorba sunt cele două culegeri de texte, de studii scrise de René Guénon. Prima carte se numește Scurte privire asupra inițierii, a doua, Inițiere și realizare spirituală. Sunt singurele două cărți, după știința mea și nu numai după a mea, care tratează cât se poate de clar, de limpede, ceea ce se poate spune, ceea ce se poate explica despre această problemă. Ea este o chestiune, cum spuneam, discretă, dar și, până la urmă, complicată. De ce? Pentru că, dincolo de cunoștințe, mai există ceva întotdeauna pe care nu-l aflăm din cărți, pe care nu îl aflăm din relatări, din exegeze, și care nu se transmite decât de la gură la ureche, cum se spune. Ori sigur că așa ceva nu vom găsi în cele două cărți ale lui Guénon, dar vom găsi un cadru general, să-i spunem teoretic, pertinent, în așa fel încât să ne putem da seama cam unde ar trebui să găsim, cam ce ar trebui să gândim despre lucrul ăsta, pentru ca în orice proces de cunoaștere serioasă, completă și complexă, trebuie să știm foarte bine cum ne orientăm și cum este deschis sufletul nostru, inima noastră, mintea noastră către adevăr. În toate tradițiile există un maestru spiritual. De ce? Pentru că cei care fac tot posibilul ca intenția lor bună și spirituală, de consistență spirituală, de comunicare cu Dumnezeu și de ajungere la Dumnezeu, de a avea viziunea lui Dumnezeu, nu se poate realiza fără un îndrumător spiritual, fără un maestru spiritual. Că se numește guru, că se numește șaih, că se numește pir, sigur, sunt diferite nume, diferite tradiții, dar în esență, duhovnic în creștinism, dar în esență este vorba de același lucru. Este un călăuzitor pe cale. Este un frate mai mare care știe drumul și care te conduce pe acest drum. Mai mult decât atât, nu ți arată numai reperele după care tu trebuie să te orientezi și pe care trebuie să le urmezi, ci îți dă un plus de putere, de forță interioară, pentru că acest călăuzitor te cunoaște pe tine mai bine decât te cunoști tu pe tine.
Și asta vine din practica lui îndelungată. Numai un simplu exemplu, dacă luăm și îl luăm din cartea pe care ți-am amintit-o și care este o carte eveniment spiritual și nu editorial, dați-mi voie. Părintele Maximos, care până la urmă este un pseudonim, Maximos, dar el arată ceva. Arată această excelență spirituală, da? Este un trăitor. Nu este un cărturar. El este un trăitor. Este un călugăr care a mers, un frate care a mers pe cale, care a realizat un anumit nivel spiritual și care împărtășește din generozitatea revărsată de Dumnezeu asupra noastră, împărtășește experiența lui și sfaturile lui, care sunt mai mult, mai prețioase decât orice. Nu o face dintr-o dată, cum vedem din carte, ci există niște trepte, există o perioadă în care maestrul spiritual își dă seama exact de dimensiunea și amploarea disponibilităților interioare, spirituale, intelectuale, ale viitorului discipol, hai să-i spunem, ale inițiabilului, după care, tot pe măsura staturii spirituale a discipolului, maestrul spiritual încet, încet începe să-i dezvăluie reperele importante ale acestei practici spirituale și acestei vieți duhovnicești. Prin urmare, condițiile fundamentale pentru o asemenea viețuire într-un duh, cu progresia normală și cu înduhovnicirea firească, este o realitate care se compune din trei elemente fundamentale, cum spune René Guénon. În primul rând, un lanț inițiatic. Ce înseamnă asta? Asta înseamnă că există o tradiție inițiatică, o tradiție, hai să-i spunem, de natură ezoterică, da? O transmitere din părinte în părinte, din maestru în maestru, de la primul maestru, care, spre exemplu, în islam este chiar profetul Muhammad, nu? Și care s-a perpetuat, adevărul s-a transmis în doze corespunzătoare, în forme corespunzătoare, nu? Cu timpurile, cu avansarea în ciclul de umanitate în care suntem. După aceea, al doilea element foarte important este maestrul spiritual, este cel care face parte din acest lanț inițiatic, din această genealogie spirituală și care știe ce înseamnă metoda, pentru că partea pregătitoare, partea teoretică este numai prima parte, dar este ca icebergul, dar e numai o zecime din ceea ce constituie inițierea ca atare și practica spirituală ca atare. Este al doilea element, un element fundamental. Al treilea este inițiatul sau inițiabil, nu? Care, dacă a fost inițiabil, înseamnă că poate fi și inițiat, dacă el corespunde până la capăt. Și atunci sunt trei lucruri care formează această practică spirituală general, în general numită practică spirituală inițiatică. În fiecare tradiție, în parte, există un anume profil al maestrului spiritual. Sigur că asta este în funcție de forma, nu, de specificul tradiției respective. Dar el nu lipsește din nicio tradiție. Asta este limpede. De ce? Pentru că toate tradițiile au aceste două perspective, aceste două căi de înduhovnicire. Una, calea largă pe care o știm, cea numită exoterică, cealaltă, calea strâmtă, poarta strâmtă, cea ezoterică. Prin urmare, atunci când mergem pe calea largă, avem nevoie de un ministrant al acestor bune oficii, cum spune Guénon, a acestor schimburi între divinitate și creație, între creator și creație și creatură. De cealaltă parte, nu? Este vorba de o metodă specială, adică destinată celor
care au posibilitatea să meargă în profunzime și în înălțime în același timp, nu? Într-un anumit mod, într-un anumit ritm, și atunci are nevoie de acest maestru spiritual care știe despre ce este vorba și știe cu cine stă de vorbă și cine este cel care pleacă pe cal. Există și o diferențiere, ca să spunem așa, din exterior privit, între cala exoterică și cea ezoterică. De exemplu, în islam ele sunt foarte clar definite. Există tasawuf și există șeriat. Adică există calea strâmtă, această cale inițiatică, și există o cale generală pentru toți ceilalți participanți, practicanți. În iudaism există cabala, nu? Care este partea ezoterică, este ezoterismul iudaic. Pentru creștinism lucrurile nu mai sunt atât de clare, pentru că de fapt creștinismul a trecut printr-o perioadă dificilă și specială, și anume cea de început, când a debutat, se pare, ca o tradiție cu predominant ezoterică, ne gândim la esenieni și ne gândim la textele găsite, noi am mai vorbit despre asta, textele aflate acum, târziu, după al doilea război mondial, nu? Și care s-a răspândit în momentul în care a avut condițiile istorice necesare să se întâmple lucrul ăsta. Nu există o tradiție care să apară întâmplător. Ea este după un scenariu divin, ca să zic așa, bine știut, bine precizat, cu formele corespunzătoare și cu tot ceea ce este necesar pentru ca omul să ajungă din nou la Dumnezeu de acolo de unde a coborât. Nu avem timp să discutăm acum dacă este vorba de o condamnare, o acuzare, o pedeapsă. Nu, nu este o pedeapsă. Este un mod general de a vorbi. Este pedeapsa, trebuie înțeleasă ca o consecință. Iar consecința este simplu de gândit, până la urmă, este o necesitate, pentru că Dumnezeu este atot posibilitatea totală și atunci aceasta, umanitatea, omul este o posibilitate și ea trebuie să se realizeze, trebuie să se materializeze, să se manifeste. Despre asta este vorba. Prin urmare, există tradiții, cum spuneam, unde lucrurile sunt clare, sunt foarte bine delimitate. Există și tradiții unde lucrurile nu sunt atât de clare, ba mai mult decât atât, am putea spune chiar că nu există diferență între cale esoterică și cale exoterică. Și mă refer la hinduism. Totul ține de specificitate. Atunci când René Guénon a fost acuzat că ignoră sau, mă rog, micșorează tradiția occidentală, că el este întotdeauna fascinat de Orient și de tradițiile orientale, René Guénon a răspuns în sute de scrisori, în total corespondența lui, să știți că se ridică la câteva mii de scrisori, așa. Ele sunt păstrate la Cairo, în casa memorială, ca să-i spunem așa, lui René Guénon, din cartierul Dochi, din Egipt, de la Cairo. El a explicat că nu este vorba de o lipsă funciară pentru creștinism al unui aspect ezoteric, ci este vorba de un caz special în care ezoterismul a avut o soartă specifică, în sensul că trecerea aceasta de la o învățătură ezoterică la una de religie universală în sensul pe care noi îl știm astăzi, a fost un proces complicat care a avut și niște consecințe. Consecințele astea le-aș rezuma eu într-un lucru mai simplu de înțeles, și anume că grija și discreția și această selectare a celor care pleacă pe o cale inițiatică a fost ceva mai dură, a fost ceva mai, cum să spun eu, mai consistentă, mai groasă, adică cu mai multă atenție, pentru că trebuie să ne gândim că e vorba de creștinism în perioada în care creștinismul se manifestă, în perioada în care Imperiul Roman ajunge la maximum de extindere. Și aici a fost un conglomerat uriaș.
aș zice că aproape toate semințiile Orientului și Occidentului antic erau amestecate în acest Imperiu Roman. Și atunci lucrurile sunt ceva mai complicate decât în altă parte, unde există o omogenitate limpede, clară, cum ar fi islamul, cum ar fi hinduismul, nu? Unde omogenitatea este asigurată, ca să spun așa. Ei, creștinismul are alte condiții. Mai pe scurt, asta înseamnă că maeștrii spirituali nu au fost atât de evident scoși în afară sau scoși în public, în primul rând, de creștinii, să zicem, din evul mediu. Există însă ceea ce noi numim în creștinism Sfinții Părinți, asupra cărora există și acum o discuție lungă, aș spune eu, interminabilă și fără sfârșit până la urmă, pentru că depinde de poziția interioară, în care sunt considerați maeștrii spirituali, și eu personal, și nu numai eu, întotdeauna am considerat așa. Alții spun, nu oficial, că în creștinism nu există ezoterism. Eu cred că această carte, Muntele Tăcerii, a lui Marchides, este o dovadă mai mult decât grăitoare. Este o dovadă fizică, este o dovadă atât de limpede că este vie învățătura ezoterică, încât nu cred că mai există, n-ar mai trebui să mai existe niciun fel de dubiu. Decât dacă nu vrei să o vezi sau dacă vrei să rămâi pe poziții cu orice preț. Ori eu cred că adevărul e mai important decât poziția noastră individuală și orgoliul nostru. Nu? De altfel, există și o disciplină la institutul, la institutele teologice, patristica sau patrologia, unde este studiată tradiția creștinismului și, bineînțeles, și Sfinții Părinți, începând, eu știu, de la Vasile cel Mare, continuând cu Maxim Mărturisitorul, Ioan Gură de Aur, Grigorie de Nazianz, Grigorie Palama, precursorul, să-i spunem, Isihasmului. Tot mediul sinaitic, tot mediul din Sinai, foarte important, și mediul siriac, extrem de important, unde s-a realizat o juncțiune extrem de interesantă, în egală măsură, cu islamul, cu ezoterismul islamic. Adică sunt lucruri care trebuie să le reconsiderăm mai deschiși din punctul acesta de vedere, pentru că știți că sunt partizanul total, absolut, al unității celor trei tradiții abrahamice. Și care, din punctul meu de vedere, așa cum am spus-o de nenumărate ori, este de neconceput să poți să înțelegi complet, cât se poate de complet, o tradiție dacă le ignori pe celelalte două. Nu se poate, nu se poate. Continuitatea, noi am demonstrat-o de multe ori și ascultătorii știu lucrul ăsta, cred, cu prisosință. Prin urmare, în afară de Sfinții Părinți, cum nu sunt numai aceia, nu? Sunt și alți maeștri spirituali foarte, foarte importanți, de care n-au mai rămas decât numele pentru noi ceilalți care nu avem acest acces în interiorul practicii spirituale creștine și creștin-ortodoxe autentice. Aici aș face o referire și la Gheronda, cum se numesc, bătrânii înțelepți de pe muntele Athos, care este pot... Este exact traducerea cuvântului Sheikh. Exact traducerea asta este. Și și Sheikhul este un bătrân care știe. Și și în spațiul nostru românesc putem da, să spunem, câteva nume de sfinți părinți care ne-au părăsit din lumea fizică în urmă cu câțiva ani sau câteva zeci de ani. Exact. Precum Iustin Pârvu, Ilie Cleopa, eu știu, părintele Arsenie Papacioc, părintele Argatu. Părintele Sofian. Exact. Sunt, și... iată, exemple că și aici a existat partea aceasta și partea de, aș spune, chiar și de practică spirituală isihastă în cazul creștinismului ortodox. Păi pot să vă spun cu siguranță că într-o întâlnire, o singură întâlnire pe care am avut-o cu părintele Sofian, ceea ce m-a impresionat
de la prima vedere, din primele secunde ale întâlnirii cu Sfinția sa, a fost ceea ce se numește în islam, ca să vedeți că această legătură este uriașă, cu ceea ce se numește în islam Rahmatullah, adică iubirea, misericordia uriașă pe care Dumnezeu o varsă asupra noastră, în cazul de față, printr-un părinte de o asemenea discreție și finețe spirituală, cu totul excepțional. Am avut clar în minte o traducere creștină a acestui concept fundamental al islamului. De la prima vedere, părintele Cleopa, care era oarecum, aș spune eu, dacă îmi permiteți, într-un raport de complementaritate cu părintele Sofian, adică rigoarea dânsului, pur și simplu, părintele Cleopa secreta această rigoare deosebită, care a fost confundată de mulți cu un fel de fundamentalism. Nici vorbă de așa ceva. Era vorba de o rigoare care trebuie ținută în toată regula, pentru că într-o asemenea vreme, în asemenea vremuri în care lucrurile scapă de sub control, ea trebuie să rămână steaua, nu? Strălucitoare, steaua polară spre care ne îndreptăm. Părintele Cleopa niciodată n-a spus că trebuie să fie așa cum spune el, pentru că numai sfinții pot fi cu totul așa. Dar este vorba de acea strădanie deosebită pe care trebuie să mergi și pe care trebuie să o manifesti, și această cale a strădanii este o cale dură, este o cale pe care o aflăm iarăși din cartea Muntele Tăcerii, în ce constă. Ceea ce este extrem de important este faptul, în această carte, este faptul că maestrul spiritual atinge o problemă a practicii spirituale deosebit de importantă și pe care o găsim în toate tradițiile. Paza gândului. Poate să pară destul de, la un moment dat, poate să apară cuiva neavizat o problemă de psihologie. Deloc nu este vorba de psihologie. Este vorba aici de spiritualitate pur și simplu. Paza aceasta a gândurilor este mai mult decât o cumpătare interioară în ceea ce gândim și o îndreptare virtuoasă și pioasă spre cele divine. E mult mai mult decât atât. Este o tehnică prin care conceptele, termenii pe care noi îi avem și cu care lucrează mintea noastră, trebuie să se transforme dintr-o evidență formală, lingvistică, într-o realitate interioară. Asta spune părintele Maximos. Nu poți, dacă nu ești conștient măcar că un concept, fie el de Dumnezeu, fie de înger, fie de bunătate dumnezeiască și așa mai departe, dacă el nu este, dacă acest concept nu este o realitate vie în tine, el nu este. Nu este nimic. Nu este decât o vorbă, nici măcar un cuvânt, dacă îmi permiteți. Este o vorbă. Ori această liniștire a minții, această coborâre a minții în inimă, expresia este de o tehnicitate absolută. De o tehnicitate absolută. Și e adevărat că și creează și o nedumerire de multe ori, cum adică să cobori mintea în inimă. Uitându-se că în inimă se află intelectul față de care gândirea noastră discursivă, dianoetică, nu? Nusul, intelectul, nu este rațiunea, ci este cel care te leagă prin cunoaștere de Dumnezeu. Adică este o realitate vie prin care cunoști direct realitatea divină. Nu este vorba de demonstrații. Credința nu se gândește. Ea se trăiește. Ori prin asta, de exemplu, țăranul autentic, care era, după mine, un intelectual rasat, chiar dacă era analfabet, era un intelectual rasat. De ce? Pentru că el trăia ceea ce se afla în el. El trăia realitatea lui interioară, nu o gândea.
Atunci când începi să gândești, formele pun stăpânire pe tine. Ori tu trebuie să te eliberezi de aceste forme conceptuale, sigur că le folosești la început, pentru că n-ai cum să pătrunzi, dar trebuie să te și eliberezi de ele, pentru că altfel trăirea nu mai capătă puritate. Păi ce înseamnă în cartea noastră, în Muntele Tăcerii, ce înseamnă prima fază? Catarsisul, curățirea. Tocmai de aceste forme trebuie să scap. Eu trebuie să trăiesc iubirea cu Dumnezeu întru Dumnezeu, nu față de Dumnezeu ca și cum ar fi o persoană alta decât sunt eu. Nu? După aceea, iluminarea. Iluminarea, gândiți-vă că este așa, printr-un exemplu, este ca pe o scenă, în întuneric, când se aprinde cel mai puternic reflector. Dispare sala, dispare tot. Nu rămâne în lumină decât actorul principal, ori actorul principal e Dumnezeu. Asta se luminează în noi. Ăsta este sunt niște texte sufite foarte, foarte interesante, dintre care l-aș aminti unul, care vorbește de aceste lumini și de această iluminare a lui Al-Tabah. Este un sunt marocan care a trăit acum nu de foarte mult timp, vreo sute și ceva de ani, ce contează aici, nu? Și care vorbește de aceste lumini interioare, Și apropo de asta, vreau să vă mai dau un exemplu. Și acolo, că așa cum se întâmplă la maestrii spirituali câteodată, acest maestru spiritual foarte mare, imens, era neștiutor de carte. Era ceea ce numim Ori, noi, practic, trebuie să ne transformăm, spune Părintele Maximus până la urmă. Noi trebuie să ne transformăm în acest neștiutor de carte, în sensul că să mă eliberez de forme. Eu trebuie să primesc influxul divin ca un vas curățat, cum spune Domnul Iisus. Vasele se curăță pe dinăuntru, nu pe din afară. Eu mă curăț de toate formele acestea pentru ca Dumnezeu să mă poată inunda cu prezența Lui. Ori dacă eu sunt plin de forme și eu gândesc orice, gândesc întotdeauna. Știți că se repetă toți acest geron, dar insistă, după cum se vede în carte, ca să treci cu bine de prima parte, de te a elibera de toate dependențele psihice, mai departe, dependențele așa zis intelectuale, și anume prejudecățile, trebuie să te desparți de ele. Omul trebuie să devină psaltire. Adică omul trebuie să devină dialogul viu cu Dumnezeu. Ori dacă n-ai procedat la această curățire interioară, spune Meister Eckhart, Dumnezeu n-are loc în tine. Pentru că dacă tu te golești de tine în sensul acesta, atunci nu mai rămâne decât Dumnezeu. Ori ăsta este sensul practicii spirituale. Iluminarea de aici vine. Și această iluminare de care se vorbește în carte este o iluminare, cum să spun, care nu vine la rând după ce s-a produs această curățire, acest catarsis. Și curățirea, și iluminarea, și unirea finală, teozisul, ele sunt concomitente. Ele sunt prezentate ca o întreită cale, pentru ca noi să avem o imagine. Mintea noastră este obișnuită în primul contact să deceleze lucrurile, adică să le împartă, să le compare, să le, cum să spun, să le identifice distinct. Să le categorisească. Să le pună fiecare în pătrățica lui, nu? Dar el este un proces total. El este un proces instantaneu de cele mai multe ori. La unii este instantaneu. Și la unii care, de asta spuneam, n-au prea multă carte, pentru că nu cartea foarte multă este problema aici. Tocmai ceea ce spuneam la început, sunt lucruri care nu se află din carte. Ți le spune maestru. Și nu se poate, de asta nu se poate fără maestru. Aici nu există autodidactism. Nu există autodidact. Nu există autoinițiere. Ori relația cu
cu un duhovnic în creștinism ortodox este o chestiune care păstrează, cel puțin de la suprafață, spunem, o discreție anume, pe care dincolo s-ar putea, cum să spunem, să fie mult mai evidentă această relație între un discipol și un maestru. În creștinism ortodox, relația între duhovnic și discipolul lui este o relație, aș spune, îndrăznesc să spun, dintr-un anume punct de vedere cel puțin, mai discretă, mai profundă și mai totală. Știți, maestru spiritual nu te, cum să spun, nu te învață ca la școală. El, permiteți-mi să folosesc un cuvânt poate mai neobișnuit, el te contaminează. El constituie pentru tine acea ambianță în care tu ești pătruns de partea subtilă a relațiilor cu Dumnezeu. Și atunci, iluminarea, lumina divină, nu? Lumina cea neînserată, ea izbucnește în tine, izbucnește în inima ta. Bine, avem și în creștinismul catolic, nu numai în cel ortodox. Avem Sfânta Inimă, cultul Sfintei Inimi, nu? A Domnului Iisus, Sacré Cœur, nu? Același lucru. Lumina este cea care, cum să spun, este nu numai rezultatul catarsisului, dar este și pregătirea pentru unirea cu Dumnezeu, care este lumina absolută. Care este lumina absolută. Mie mi s-a părut foarte important acest aspect al rânduielii interioare prin stăpânirea gândurilor, prin filtrarea lor, prin configurarea și reconfigurarea lor în așa fel încât toate formele acestea conceptuale să capete viață, să dea în tine un sens total, de care de cele mai multe ori nu putem spune mai nimic. Pentru că, știți, când acolo tăcerea intervine la om în două situații. Asta o știu din practica școlară pe care am avut-o din activitate. Ori elevul știa foarte bine, ori nu știa nimic. Știți? Cam asta este tăcerea. Adică, la un moment dat, toate devin atât de vii, atât de încarnate, ca să spun așa, în noi, atât de firești pentru noi, încât nu mai rămâne nimic de spus. Nu mai rămâne nimic de spus. Totul este trăire. Și apropo de creștinism ortodox, vreau să aduc aminte de un pasaj care apare în Frații Jderi al lui Sadoveanu. Sadoveanu, o figură cu totul interesantă, dincolo de calitățile de scriitor. Dincolo de calitățile de scriitor. Și cred că știu toți la ce mă refer. La un moment dat, Ștefan cel Mare, rănit spre sfârșitul vieții, primește vizita mitropolitului, a lui Roșca. Și i se anunță că a venit și Daniil Sihastru. Știți ce spune Daniil Sihastru? Asta ca să vă dați seama care e relația exactă între maestru spiritual și... Îi spune Domnului să iasă popa ăsta afară, ca să poată să stea de vorbă de taină. Iar mitropolitul iese fără să scoată o vorbă. De ce? Pentru că mitropolitul știa care este ierarhia spirituală autentică. Vedeți? Ei, m-aș bucura, poate că și astăzi se cunosc lucrurile astea, dar o asemenea recunoaștere ne arată că altădată, cu ceva timp în urmă, lucrurile erau știute și orgoliile erau mai stăpânite. Știți că, de fapt, aici asta intervine, nu? Într-adevăr, Daniil Sihastru era maestru spiritual. Bine, lucrurile sunt, aș spune eu, și mai complicate, pentru că nici Ștefan cel Mare nu era un domn oarecare. Nu numai pentru că a devenit sfânt, ci pentru că, cum să spun eu, istoria nescrisă a domnului Ștefan cel Mare e mult mai complexă și mai interesantă decât pare. Așa cum este și altor domni.
a lui Mircea cel Bătrân, a lui Vlad Țepeș, sunt istorii nescrise și care sunt mai importante decât alea scrise, pentru că ne spun, din acest punct de vedere spiritual, ne spun foarte multe lucruri despre țările române și de ce creștinismul ortodox românesc are un caracter aparte, absolut aparte, cu totul special. Și am să vă spun și de ce, pentru că, și unde este dovada. Pentru mine, ca și pentru maestrul nostru de venerat amintire, Vasile Lovinescu, întâlnirea cu un folclor absolut formidabil a creștinismului, deci cu un folclor antecreștin, nu? A dat o anume dimensiune spirituală pe care nu o găsim în altă parte. Nu o găsim în altă parte. Iar această asistență mutuală între folclor și, și creștinism este interesant. A fost o susținere comună, reciprocă între cele două. În sensul că, uitați, noi suntem țara cu cel mai mare folclor, cel mai voluminos, dacă vreți, folclor, s-au păstrat cele mai multe obiceiuri și, ce să spun, nu numai obiceiuri, toate formele de creație din folclor sunt cu totul excepționale. Vasile Lovinescu a analizat unele din ele și ne-a arătat cât de sus merge folclorul românesc, din punct de vedere spiritual, merge până la metafizic, nu? Și este și foarte divers și pe lângă asta este, cum spuneam, uriaș. Uriaș. Uitați-vă în Europa, cel puțin în Europa, nu există nicio țară care să aibă un folclor atât de complex, de complet, de extraordinar, de minunat cum este folclorul românesc. Atât că s-a păstrat, dar s-a păstrat mult mai mult decât, poate că a căzut acum în ultimii 20-30 de ani, puțin așa în desuetudine, anumite forme ale lui au căpătat așa un fel de forme schematice, nu vreau să spun mai mult, că nu vreau să se supere nimeni, dar ar merita mult mai multă atenție, mai ales acum când avem la dispoziție cărți care apar în colecția, în editura Herald și așa mai departe, cărți care apar și care ne pot lămuri care este relația exactă sub aspect spiritual între folclor și, vedeți, din acești țărani analfabeți s-au născut sfinți pe pământ românesc. E foarte important. Legătura noastră cu grecii n-a fost numai la nivelul Brăila Galați, unde au venit greci și au făcut comerț și au... Nu, 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 este o legătură mult mai profundă. E o legătură mult mai profundă. Muntele Athos, știm că are o comunitate românească care, cel puțin în trecutul apropiat, a fost extrem de importantă. Extrem de importantă, nu? Prin urmare, aș spune eu că este o carte, cartea lui Marchides este o carte minunată din multe puncte de vedere. Poate unul din ele i-ar interesa și pe, eu știu, universitarii noștri, pentru că autorul este un universitar. Un universitar care are toate condițiile interioare, intelectuale, care să îi permită o pătrundere pertinentă în zone mai puțin accesibile oamenilor de rând. Și dacă el a ajuns la asemenea concluzii, dacă a ajuns la o asemenea înminunare pentru ceea ce a redescoperit, că știm că el a redescoperit ortodoxia, pentru el, spun, pentru el, nu? Înseamnă că este mai mult decât o dovadă rațională, este una spirituală, că încă nu putem să închidem ușa cunoașterii spirituale rămânând numai la aspectele văzute și verificate și verificabile. Că lucrurile sunt mult mai complexe și că Dumnezeu nu poate fi pus pe cântar și nici îngerii nu putem să-i arătăm cu degetul. Nu așa, nu în asta constă. Știți, țăranul face o singură cruce. Țăranii autentici pe care eu am întâlnit, n-am întâlnit niciunul care să-și facă două sau trei cruci,
și numai una. Pentru că numai una este, vedeți, un gest la un țânar, analfabet probabil. Este un gest metafizic. Este un simbol la un țăran, când își face cruci, semnul crucii, din care afli că este crucea, este unică. Și ea este unică în toate tradițiile, nu numai în creștinism. Creștinismul a luat-o ca simbol suprem al lui. Dar ea nu este ruptă de celelalte tradiții. Nu. Cartea lui Marchides, pentru ăsta ar fi un avantaj. Un al doilea avantaj sau un al doilea câștig pentru cititor este că această întrebare, această frământare la cei care sunt interesați, această frământare dacă și unde există inițiere în creștinism, or fi auzite de Izihasp din diferite surse, este o carte care lămurește lucrul acesta, arătând că există o învățătură și o metodă, că fără asta nu se poate. Sunt cele două capete fundamentale, cele două părți fundamentale pentru a înțelege profund și corect tradiția. Nu? Și cred că sunt destul de limpezi lucrurile și oricine poate să-și dea seama citind această carte că este la fel de vie ca și partea văzută a bisericii și a credinței, slujbele și tot ceea ce înseamnă. În plus, cu siguranță că vor apărea multe întrebări și este foarte important ca aceste întrebări să apară pe un fond sensibilizat la acest caracter viu al credinței. Vedeți, întotdeauna eu am apreciat și așa am învățat și pe elevi la cursul de filozofie că există o diferență uriașă între mirare, curiozitate și uimire la Platon. Adevărul te uimește, adică adevărul te scoate din individualitate, te apropie de adevărul absolut și de Dumnezeu. Curiozitatea te face să păstrezi oarecare distanță de adevăr. Știți? Iar mirarea este pe undeva pe la mijloc, pentru că așa cum spunea tot veneratul nostru dascăl, ca să spun așa, Vasile Lovinescu, de la mirare vine și mirul ca transmițător al Duhului Sfânt. Sunt multe, foarte multe avantaje citind această carte. Mărturisesc că a fost o surpriză mai mult decât plăcută, fericită pentru mine că am citit această carte, eu personal. Știu în jurul meu prieteni, amici, care au citit și care au fost la fel de încântați, pentru că s-au lămurit multe lucruri. Multe lucruri pe care le știam de la René Guénon în general. Și uite că apare o carte care rezolvă până la urmă multe sau lămurește multe dintre aspecte și de întrebările pe care și le-a pus cineva numai citind Guénon și gândindu-se la propria tradiție. Așa cum, sigur, au mai apărut cărți și este acum, nu, probabil un moment important din punct de vedere ciclic și spiritual, când au apărut mai multe cărți. Păi nu cred că este, cum să spune, întâmplător că a apărut și cartea lui Ariel Kaplan, Meditație și Cabală. Nu este întâmplător că apar cărțile din tradiția chineză, din tradiția taoistă. Nu este întâmplător. Este un moment de dezechilibru, este un moment de criză al umanității, așa cum a fost atunci când a apărut creștinismul, când s-a manifestat creștinismul, este un moment de criză și eu o spun cu toată răspunderea, Dumnezeu în mila și în iubirea Lui infinită are grijă de noi să ne aducă aminte că există cale spre adevăr și noi trebuie să știm lucrul ăsta. Dragii noștri, am vorbit astăzi alături de domnul profesor Teodoru Ghiondea în cadrul campaniei Învățăturile Maestrilor Spirituali, pe marginea cărții Muntele Tăcerii, Căutarea Spiritualității Creștin-Ortodoxe, de sociologul american de origine cipriotă Kyriakos Markides.
Noi ne dăm întâlnire la un nou episod al rubricii Cărți deschise pentru minții deschise. Nu uitați, intrați pe site-ul editurii Herald, unde veți găsi foarte multe cărți în campania Învățăturile Maestrilor Spirituali. Să aveți o zi binecuvântată în continuare și lectură plăcută. La revedere!